eu o să vă întreb ceva. Faptul că aceste doamne și domnișoare frumoase și, cum să zic, pricepute mai ales, că despre asta e vorba în fond, bat la uși în fiecare zi și scormonesc în problemele oamenilor și le scot la lumină, să zic așa, în încercarea de a le rezolva, v-a deranjat vreodată pe undeva? Că, practic, probleme pe care nu le știi nu există, nu te încurcă, totul e bine, nu? Da. Pare că e bine. Da. Când ele sunt scoase la lumină, ai de lucru. Nu ne-a deranjat, ne ajută. Cum vedeți lucrurile? În acest program, până începe acest program, noi aveam un asistent social la nivelul primăriei, sigur, volum mare de muncă. Comuna ce poate să facă un om? Comuna noastră este mare, cu peste 7.000 de locuitori, era greu. În câți ani vezi tu odată un locuitor? Da. Da. Dacă ești un om la 7.000. Și am zis că e un lucru bun. Pe parcurs, pe principiul bulgărului. Dar nu, vedeați exact, orizontul. Ușor, ușor, am început să creștem în activitate. Veneau dumnealor și erau câteodată supărate. Au bătut și la ușa dumneavoastră? Nu. Așa? Noi stăm cu ușile deschise la primărie. Așa? Da, au și biroul dumnealor. Am pus la dispoziție mașina la primărie, mașina poliției locale, unde a fost nevoie. La 550 de copii care au fost evident, luați în evidență, e o mare treabă. Tocmai de aceea e cu atât mai importantă cooperarea asta și echipa care să fie alături de familie, să-i deschidă orizontul și cred că vă ușurează și dumneavoastră activitatea. Pentru că n-ați fi putut să faceți dumneavoastră. Apoi contribuie concret la educație. Lumea toate și la educație.